Beretă pentru un băiețel, pentru copii, 1-2 anișori, din rosoane, foarte ușor de lucrat, cu croșetă de 2 jumate. Unu, două, din penea, trei piciorușe. Lanț de două, trei piciorușe duble. Lanț de două, trei piciorușe duble, lanț de două, unu, două, trei, lanț de două, strâng firul, deci mă prind aici de primul picioruș, lanț de două, dau peste croșetă și vin aici la primul. Doi, trei și cu piciorușul de aici patru. Unu, două, trei, patru. Lanț de două. Un picioruș pe lanț. Apoi la fiecare picioruș câte un picioruș. Două. Trei. Patru și al cincelea pe lanț. Un lanț de două, unul pe lanț și apoi la fiecare picioruș un alt picioruș. Primul picioruș pe lanț. Două, trei, patru, al cincelea pe lanț, unu, două, dau peste croșetă, un picioruș aici pe lanț și apoi mă punesc aici. Unu, doi, dau peste croșetă, am 5 piciorușe, la rândul următor 7. Cinci și aici două, unul pe lanț și unul în dreptul piciorușului de aici. Lanț de două, trei, patru, cinci, șase, șapte, lanț de două și tot așa până ajung aici.
Am ajuns aici la capăt de rând. Lanț de două, dau peste croșetă, un picioruș pe lanț, al doilea la picioruș, unesc aici, un, două, dau peste croșetă și încep rândul următor. Și aici vin aici la primul picioruș, trag un ochi, și bag firul prin el ca să nu se mai slăbească. Și am 5 pătraturi. Începem un roson. Trei piciorușe. Lanț de două. Trei piciorușe. De 5 ori câte 3 piciorușe. Unu, două, trei, patru. 5. Și lucrez până ajung la aceleași piciorușe ca aici. Deci 15 piciorușe. Unul pe lanț. Unul pe lanț. La fiecare picioruș, un picioruș. Deci 4 și al 5-lea pe lanț. Am ajuns la final de rând, un picioruș pe lanț și le unim aici între ele. Și tot așa până ajung la 15 piciorușe. Lanț de două, unul pe lanț. Al doilea aici, de piciorușul.
Le unim. 1, 2. Și continuăm până la 15 picioroși. Am ajuns aici la final. Deci am obținut exact câte părți am albe. 1, 2, 3, 4, 5. Și apoi vin cu alb. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6 la al 7-lea picioruș. Odată la albastru, fără să sar niciun picioruș. Lăsăm firul slab. Am ajuns la lanț. Vin cu următorul. Deci dau alb deoparte și vin cu următorul. Tot așa până închei toate rosoanele. Da? Fiecare latură încheiem un alb. Un picioruș pe lanț. Am pus următorul roson. Tot așa până la final. Am ajuns aici aproape de final, am încheiat rosonul și apoi aducem partea cealaltă a rosonului de aici. Da? De la primul roson, pentru că am început să încheiem aproape de la jumătate.
Și apoi mă prind aici de primul picioruș. Și tragem firul pe dos. Deci este ca o floricică. Apoi trebuie să închei părțile laterale. Și tot așa procedăm. O dată pe lanț. Și apoi la fiecare picioruș, o dată într-o parte, o dată într-o parte. O dată aici, o dată aici. Când ajung jos, lucrez două piciorușe. Acum mă mut la următorul. Am încheiat peste tot. Apoi încep de aici, de la lănțic. 1, 2. Apoi vin aici. Și încă unul pe lănțic. Piciorușe duble. Deci am făcut 3 piciorușe, unul pe lanț, unul am prelungit lunga de aici și unul pe lanț. Dau peste croșetă și apoi la piciorușe vin și iau unul prin față. Unul prin spate. Pentru a face ventiță. Unul prin spate. Și tot așa. Am ajuns iar la lănțic. Și tot așa până termin toată marginea. Deci când trec aici de la o parte la cealaltă, am picioruș pe față. Și cele 3 piciorușe. Și vin așa. Picioruș față, spate, față, spate, ca să știu cum lucrez primul picioruș de aici, să nu vină 2 piciorușe față sau 2 piciorușe spate unul lângă celălalt, pentru că mai am de făcut un rând. Și ca să știu ce picioruș iau prin față și ce picioruș iau prin spate, că dacă e unul greșit, apoi merg cu tot greșit. Am ajuns la capăt. Și tot așa până termin rândul.
unul pe față și unul pe dos. Am ajuns la sfârșit de rând. Și aici am început rândul. Și vin și mă prind de primul picioruș. Trag firul pe dos.